Am, deci să să spun ceva. Nu, singura, ce mea, singura, mea, singura mea De recunosc, deci eu prin podcastul ăsta nu vreau niciodată să spun că n-am greșit. Singura mea greșeală a fost că am fost prezent. Că m-am prezentat. Înțelegi? Trebuia să-mi bag să dau bloc, cum fac de obicei. Înțelegi? Adică trebuia să dau bloc să-mi dau importanță. Da. Dar Asta eu m-am gândit, m-am gândit și la și la, și la, și, la, bine și la rău. M-am gândit, băi, dacă fac așa ceva, să nu, să nu creadă persoana respectivă că sunt un jec de om. Înțelegi? Eu da. totuși am vrut să, -i, să, -i, să, -i, să, mă duc la ea, să-i bag mințile în cap, să-i spun, băi, stai puțin că eu nu am făcut asta niciodată, e, nu e ok, înțelegi? Am venit decât să te văd, să te salut, înțelegi, pentru că știu că mă admiri și cam atât, înțelegi? Eu ăsta am așteptat dreacu acolo la intrare. Păi, da, da, lumea știi ce o să zic, dacă tu ai trimis poză cu Bă, nu mai poți să zici că... Băi, eu m-am dus de, de deja, stai cap. puțin, eu m-am dus deja în primul rând că nu credeam că are 18 ani. Și cum i a spus și lui, Uh, domnul Alex, ju justițiarul cu pelerină, că n-am crezut că are 18 am, că de asta sunt acolo, de asta mai prins stau acolo, că n-am crezut în viața mea. Înțelegi? Deci dacă eu îi ceram un... Îi, aveam și de gând să-i cer un buletin și au ce zice ăla. Hata că... pe păi, ce buletin mă, că așa fac toți, că cu faza cu buletinul. Bă, nebunule de -te telenovele. Pablo Escobar, ce ești tu? Mă vezi pe mine să cer eu buletinul pe stradă? Ce dracu tu crezi că te urmăresc eu pe tine de dai nu știu cine dracu